Acum sper să nu vă pun pe gânduri. În fond, motivul pentru care i-am adunat pe toți cei patru corifei e legat de mult așteptatele tandrețuri pentru femei. De aici, e posibil să fie aluneca și noi puțin. Cuvântul balerine revine la... revine tot timpul în Este un punct nevralgic. Când am fost în Canada cu Aurel Mitran, am constatat că noi pe și celălalt care se completează oficial ca să poți cânta. Amândoi eram balerini. <laughs> nu știu dacă știți. Mă rog, cel puțin din punct de vedere artistic, am numai vești bune. Dar foarte posibil și detalii la care, sincer, nu m-am gândit. Păi sigur da. nu o să poată să țină spectacolul atât. Că peste 20 de ani, sigur, o să facem pipi mult mai des. <laughs> se va de mult pentru că odată are omul șansa să-i prindă pe toți cei patru corifei, Alifantis, Andrieș, Vintilă și Baniciu, în același loc. Dacă aici așa, abia aștept să văd ce să fie pe scenă. Nu că există pe pentru adulți, nu cred că Ce zice Teto la tine? Cât s-a umplut sala? Scrie pe telefon, ai aplicație? Ce sală? Păi sala în care urmează să cântați. Atunci când la mai multe săli ai acolo pe telefon toate sălile care cânti? Ori ești pe casa inteligentă și ai început Nu, dar să până stinge. la sala palatului mai am o singură chestie, am hard rock cafe atât. În ce dată? În 24. 24 ce? Martie. Martie, Ah, deci e la fix. Și în 26... 6. Lumea șase, știe de 26? Două... Se anunța, mai face 26-le alea sau când deja mi-am aranjat un iaș <laughs> pentru 26. Fii atent. Să-i dau. <laughs> să mă calci autobuzul, nu? Ferească Dumnezeu. În primul rând... Bine ați venit toți patru, n-am crezut, n-am crezut că o să am o asemenea onoare să reușesc să vă adun pe toți în aceea zi aici. Nici noi. Fiecare a venit pe rând, fiecare mi-a făcut această onoare. Încă o dată, mersi frumos, dar acum să fim toți împreună, aproape împreună. Aproape împreună, că lipsește cel pe care l-am avut de fiecare da, dată alături da. de mine, da. Îmblânzitorul. Îmblânzitorul de, de Corifei. Îmblânzitorul da, de Corifei, Mitran, Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. Eu cred că putem să începem cu zâmbetul pe buze, dacă mă întrebați pe mine, sau dacă vă întreb eu pe voi, știți mai bine decât mine că el a fost un om vesel toată viața și, și a dorit e. și veselie în sufletul nostru al fiecăruia. Da. Ne-a ținut hangul de fiecare dată când am venit, că oricum la orice uh, podcast uh, ai uh, o oarecare are, o teamă așa? Uh, a, mă rog, o teamă care uh, se îndreaptă spre subiectele care vor fi uh, atinse, atinse și uh, atmosfera, uh, întrebările care, care se vor pune, și așa mai departe. Nu, nu, eu am aranjat, nu te întrebă nimeni câți ani ai. De am <laughs> întrebat ce ai. <laughs> da, păi vezi, mi-era frică de chestia asta. Iar uh, uh, Mitran, uh, Aurel. A făcut în așa fel încât, exact cum, cum zice uh, colegul nostru, celebrul Mircea Vintilă, uh, îmblânzitorul de corifeină. De corife, da. Deci a băgat o, de o, o o blândețe așa în toate întrebările. Și Noi în doi răspunsul. bucureșeni autentici, tu știi. Știu foarte bine. Da. Știu foarte bine. Restul... domn' profesor Brașov, Brașov să știe da. și, și aici nu mai vorbim că vorba Mircea e fruncea. Da. Da. Mândrie. Da. Oricum, trebuie să știe și oamenii că... Alexandru Andrieș are o părere mult mai bună despre Mircea Baniciu, cel puțin în ceea ce privește vârsta lui. Tocmai a spus mai devreme. În general am o părere foarte bună despre Mircea Baniciu. Te rog să nu... Păi nu, nu dar nu... Cu... astăzi s-a dovedit că ai o părere chiar mai bună. Nu, dar de vedeți... Că de... realitatea. Vedeți de ce mi-a fost frică? N-am scăpat. <laughs> deja am ajuns la mir, Nici n-am venit bine. Nici venit bine <laughs> exact. Că deja colegii sunt grămadă pe mine. Cioculeț a fost primul care a venit aici, a deschis festivitățile la, în casa noastră de cultură. Da, a fost o frumusețe. Da, a, a, frumuse. a fost primul episod cu Ciocu aici. Exact, da. Da, da, Ciocu da a da, fost da. întotdeauna primul, să știți. De câte ori am ajuns într-un spectacol, într-o chestie, într-o sală de spectacol cu impresari, cu o lume care aștepta acolo să mă vadă pe mine, unde bineînțeles. Vintilă, nu. Mă întreba, unde Pune, pune domnul vintile, știți? n venit, dați <laughs> un telefon, poate că doarme. Eu eram în sală, bineînțeles. A fost mult. și domnul Vintil aici. Când a fost? Recent. Domnul Vintil a fost. Înaintea mea, iarăși? Da. Asta a fost Ciocules mai cu priză la uh, publicul celor patru corifei? Nu, no, toți. am, am, par, no. No, nu știu, -am, nu, am contabilizat. La nu e vorba de cine și -am cum și, și când. Și... Nu s-a contabilizat asta no, no, niciodată. No, 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 no. no, no, no. Ideea frumoasă a e, fost e, cu Aurel Mitran, ca să-i adevărul, el a venit cu ideea acestui tip de spectacol. De. Noi ne înțelegem foarte bine între noi, nu avem nicio problemă. Ce se întâmplă în sală nu ne interesează. Nu ne interesează. <laughs> deci, artă, da. pe, artă pentru artă, nu. <laughs> când i-a când venit lui Aurel ideea asta? Acum câți ani? A, 20. 20 ceva de ani, dacă noi acum aniversăm 20 de ani de la primul concert. Mama. Un an înainte. No. Hmm? Un an înainte. An da, deci, anainte. 21 de ani. Da, Dar și mie cu un an înainte în venit de ele, așa. <laughs> A foarte, sunt curios cu cine a dezbătut-o prima oară. Nu mai știu. Că el trebuie să fi comunicat. Nu, 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 cred că s-a făcut grup de WhatsApp, cred pentru că, n-avea cum că cu cu Alex Nu mine. exista pe vremea WhatsApp. Nu, nu. nu cred, nu știu. Nu da. mă bag în nu ce n a... Și eu cred. <laughs> cred că cu mine am vorbit prima oară, cu mine a vorbit prima oară pe subiect. Da. Da. Nu era și tu într-un colțișor la Excelsior? Ba da, ba, da. Da, era, era <laughs> cu prietenul nostru, da. Și pe brevul am... are, aveam mânecuțe. Așa. Înțelegeți? <laughs> <ia de> <laughs> și, și în jurul lui malder de dosare. Înțelegi? Deci aduna informații de peste tot. Când Sunteți înce... martor, tot... n-am început eu, da? Bun. Ok, continuă, te rog. <laughs> avea creonașe, cutie de creonașe, avea tot ce trebuie acolo, ca un contabil adevărat. Zic, ce faci cu ăsta, mă Le întrebam pe Mitran. Zice, lasă-l mai, e tânăr și el. No, cel mai drăguț a fost când la un moment dat am mers eu la Teatrul Excelsior și vreau numărul cuiva de telefon, nu mai știu al cui. A apărut atunci o chestie electronică. Nu existau mm -hmm. încă telefoane și mechere ca acum. Și bineînțeles că Nicu, care e mort după toate gaggeturile astea, și cum și-o cumpărase. Avea un, fel un, un fel de agenda? Un fel de agenda. De palmă așa, da, 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 Și zic, bă, îmi trebuie și mie numărul cu tare, Nicu și îl dau eu. Aurel stătea așa la birou. <râng> Asta, timpul, nu stați că trebuie să se încarce, să-și dea drumul, să nu știu ce. <râng> și când să-mi spună numărul, Aurel, avea un caiet pe birou, a făcut. <râng> Și mi-a zis numărul. Rog. E rampul, ca să nu zică. Da, de atunci am început să-mi scriu și pe care tot ce aveam în agenda aia ca să fie clară. Ceea ce e cazul să facem și acum. Da, Dar da, da, mai nu. ales acum. Da, Se cheamă backup. Se a cheamă backup. Back agenda e sigură. Da, da oricum, da. perioada aia de la Excelsior, când aveam coleg cu audel coleg în ghilimele, normal pentru că ce căutam eu acolo? Mă stăteam ca nebunul, scriam, vedeam, dar țineam bun... Eram un fel de secretar acolo. Lucru care m-a amuzat foarte tare. Am pentru... -ai nu ai fostiță? Nu, nu aveam fostiță. <laughs> da. Cu cine mă să vorbesc serios? N-ai cu cine. Așa. Da. da, da am știi oamenii că... acolo. Da, da. După ce termine greculețul... Am uh... terminat. <laughs> primele, uh, primele repetiții le făceam unde? La Excel. La Arhitect, nu, arhitect Da, la arhitect. venea la Clube împreună. Venea weekend, nou, când atunci, când nu era lumea atunci. și veneam la mine în cabinet. Și atunci veneau acolo, 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 era ai la dai? recepție, uh -huh. ceream voi, de dăm telefon și ne primea domn uh -huh. profesor acolo și erau niște după mieze minunate. Ah, acolo. acolo. Da, Dabă, împreună cu Aurel la Mitran, bineînțeles, veneam acolo. Tu la facultate, Alex, ai telefon? La facultate? Acum sunt pensionar. Nu, aveai, atunci da, bineînțeles, în cabinet aveam aveai. telefon. Aveai. Era da. din asta cu receptor? Da, asta ca altă aici. <laughs> da, dar da, nu răspundea niciodată la <laughs> telefon. Da, asta și, adevărat. Și, nici cu chitara nu trecea prin fața facultății pentru că l-au luat la mișto profesorii colegii lui și de atunci umbla cu o muzicuță în buzunar. Zi? <laughs> Venea la spectacol cu mozicuța în buzunar. Ba nici o dă și mie chitară Ia-o și du -te. Păi n-aveam deloc. E, n-aveai deloc. Nu, n-aveam. la vremea n -aveai. N -aveai, eu, vrei, eu nici la interioare, la primul meu disc, eu nu aveam chitară încă, deloc. Ah, de -aia ai pe chitară. Eu pe interioare am împrumutat chitara rece, nu mai știu de la cine, de iar la așa mine, de la, postcriptum m-am adus chitara electrică la Bădulescu. A Bădulescu. Bădulescu. Fără să-i spună de a sunat atât de ah, bine. Mi-aduc aminte de poveste. Și, el și a, ăsta săracul s-a dus să repete că știa că ăștia sunt în eu cu mine și când a, a, a văzut a... că, că nu are chitară, a fost convins că cineva a furat-o. <gătări> la Apropo de chitară... La voiași, când am scos discul, era prima, prima apariție discografică cu Zanu, da? N-aveam o chitară bună și atunci tot de la el am luat acaminele de la Eu eram primul din cei care au, cumpărat marca asta de chitară. Tacamine, da. Tacamine, am, 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 luat-o din... Germania. Dar înainte de asta, Nico a spart vreo 4 sau 5. nu mai pune, mai pune. 7. Pe am am auzit și eu, aici, dar eu cred da. că e folclor ăsta. Nu, și eu cred eu folclor. am auzit la un moment dat într-o sală de sport, l-am auzit pe Alifantis cântând la un moment dat, după care s-a oprit cântarea și în spatele meu a explodat ceva. Zic, ce dracu se întâmplă? Era, era cu laia care rămăsese cu un grif de gitară în mână și cu ochii bulbucați. Asta e. <ră> Pac și aruncați. exageră. Nu. Nu e adevărat. O să mai... povestesc și eu. Stai, te rog, te rog. Alex. Mai fost și după care mă opresc. Eram la satul mare. Și colegul Nico Alifantis a ajuns la satul mare să cânte. Eu plecasem deja de la satul mare, era un festival. De rog. Și, apropo, de chitara mea, ta ca mine. Și zice, Alifantis îi spune directorului sălii, Baniciu este? Nu, zice, a plecat, de ieri a cântat. De ieri a cântat și a plecat. Păi ce, și eu pe ce cânt? <laughs> Erai era deja furnizor oficial, păi cărora da. Alexe. Uh, la un moment dat, uh, Aurel Storin, Dumnezeu să ierte, care era uh, la Teatrul Tănase, uh, nu știu cum se cheamă, responsabil literar, habar n-am uitat. director literar. Nu, era secretar literar. Secretar literar. Tânase. A venit la facultate, eu nu-l cunoșteam. Domnule, zice, vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră, uite, te invit la capșa la o cafea. bine vezi dumneavoastră la cafea, că eu nu beau cafea, dar mergem la capșa, sigur. Deci Deci, aș vrea foarte mult să cânti într-un spectacol la Teatrul Tănase. Ne mă umflă râsul, ce să caut eu, domnule, la teatru. Tănase <laughs> toți la cap. Uh, domnul Andrieș, și pe vremea, era pe vremea lui Ceaușescu, vorbea cu domnul. Domnul Andrieș, aveți copii? Nu. Ah, de-aia reacționează așa, eu am o fată, domne. Foarte bine. Să vă E moartă după dumneavoastră, domnul Andrei, și înțelegeți? și mă bate la cap de jumătate de an să cântați la tănasă. Deci eu nu pot să refuz, da? Deci trebuie să cântați, că nu mai am liniște în casă. Eu nu am dat, știi ce cânt eu? Nu știu, dar o să aflu. și mă cheamă la tănasă, la... E puțin mai lung ce poveste, dar la vizionare. Da. A venit unul de la Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Eu țin minte, am cântat uh, Balaurul Verde. Da. nicio niciun uh, apropo. Sheheraza, da. Alt, niciun apropo. Și uh, încă un, la Rovina. Și la rovine, Astea deci... trei. Ok. Zic, mă, Ce le trebuie? cânt, ăsta o să facă infarct, se refuză, am scăpat. Da? Te-ai okay. gândit. Să termină. Asta era la audiție, înainte da, de da, spectacol. Da, da. Ok. Zine, au răzut la mine, zice, ok. Ce ok? Ești în spectacol. Nu se domnule, spectacol nu a venit ăla de la con?" A venit. Păi și ce a zis? N-a zis nimic. Nu se poate. Domnul Andrei, avem și noi o vechime, da? Deci i-am pus două balerine semigoale în dreapta, două în stânga, nici nu știe ce a fost pe scenă. <laughs> Ești în spectacol. <laughs> Mamă, deci n-a ținut. Okay. Am spectacol. Eu nu știam că în spectacol este și domnul Alifantis, pe care nu-l cunoscusem până atunci direct. Da? da? Aha. Erau niște dansatoare, care dansa oribil, nu contează. Da? Era mă rog. omul Alifantis. Era care moment... cânta oribil, nu. Era... <laughs> era... un moment vesel cu Stela și Arșinel și urmam eu. Eu, fiind nou... Na, nou... novice în chestia asta, m-am dus mai devreme. Am prins și finalul de balerină. A intrat domnul Alifantis, din de, din de pe vremea, avea ceva, o chitară Regin și amplificată cu microfon la grădina Boema. Ce să sune? Vorba lui tetea, zice, da, ce da, să sune? Da. Da, da, da. Din ce în ce mai nervos și mai tare trăgea de cord, ok. Se termină, vine în culise, ia chitara și da, da, de de și o face praf. Eu am rămas înțepenit. Face doi ori, mine calm, deci eu sunt Nicu Alifantis, îmi pare bine că nu Așa v cunoscut. Așa n am cunoscut, da. Păi nu, că în clipa aia mă linișteam. Bun. <laughs> În turneu da. era mai simplu, pentru că erau foarte mult. Erau magazinele de muzică în fiecare da, oraș. Da, da. Ce, o altă chitare. Erau de unică folosință, nu era nicio problemă. Am înțeles, asta e da. Ca să că simt că nu a terminat. nu, nu, eu am avut o chitară Reghin foarte bună, se chema Marila, cum am am mm dus -hmm. adus aminte, care era o copie de Martin ceva, dar a fost foarte bună. Era, era, copiată, bună, era copiată după chitara mea, da. pe care am dat-o să o lipească și mi-au lipit-o și mi-au vopsit-o de n-a mai rămas nimic din ea. <laughs> da, dar au demontat-o întâi și au luat modelul. Deci, mie mi-a că... spart-o în Ungaria de Nord. Mergeam la un concert nu știu unde, pus chitara jos, așteptam să vină trenul și era un bad mort care nu, nici nu știe ce a făcut. I-a tras un picior și a călcat un în picior, Incredibil, sub ochii mei. Incredibil. Dar eram așa. Da. Cum s-a terminat cu concertul? Că sunt curios. Care din ele? Păi ăsta de la Teatru Tănasa. Nu, nu, primul, nu, nu, primul, primul ăsta al tău. Ok, ai, intrat, ai mai intrat? Ok, l-ai da, 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 da da, 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 și de -atunci, da, atunci Aveau o, în fosta aveau teoretic o formație. Era de-a dreptul orchestră chiar. Nu, când am când... Am când... erau cu suflători, cu de toate. Nu, eu am prins doar trei oameni. Ai prins la pauză. Unul care cânta la tobă care nu avea aproape nimic, un cinel și o tobă și atât. Da. Ceva, nu știu dacă trompetă sau trombon, ceva, un suflător și încă unul la un instrument pe care nici nu-l mai țin minte. Dar băuturi aveau. Și Nu, aveau orchestră, dar când am cântat <laughs> orchestră nu prea cred că aveau, aveau, ceva în altă parte și ăștia au rămas, că și cu balerinele era la fel. Înainte de spectacol venea unul și zicea tu acolo, tu acolo și la coregraf era disperat, păi nu poți să umpli scena numai cu cinci balerine, te descurci. Așa era. Nu, eu sunt așa impresionat de faptul că cuvântul balerine Revine. revine tot timpul în, Păi poate, în poate versuri nu și de... uh, cu... obsesie este, este un punct nevralgic Când am fost în Canada Cu Aurel Mitran Am constatat că noi pe și celălalt care se completează oficial ca să poți cânta, a greșit cineva. Și amândoi eram balerini. <gântuși> nu știu dacă știți. Bă, și ajungem în Canada și era... <gântuși> în primul rând că am avut un ghinion groaznic. În fața noastră era un indian cu o familie de nu știu zeci de copii care venea definitiv și nu știa nici să scrie, nici să citească. A durat enorm. Perfect. Dacă nu era orel acolo, dura de, de două ori mai mult, dar ăsta trebuia să pună degetul, că nu știa să semneze. Și ea nu avea tușieră. Și s-a dus la orel și ea l a luat la ștampila, a desfăcut-o și a zis, uite tușieră! Și gata. -a și a aveți omul și... care știe de la turnee să Dai improvizeze stama. orice. A, și după și aia. Nu v-au pus să dansați ceva, <coughs> un pic. Să faceți și un pic cum Ați rezolvat-o asta cu, cu balerii? Cu nu, dar fii atent. Și se duce el s-a dus să facă chestia asta, a rămas acolo, nu să da. îi pună viza să intre. Bă, nu se mai termina, mă uitam ce se întâmplă, tot ăla se uita urât, se uita la mine, ăla urât, să uita la urel urât. Nu înțelegeam nimic. Ăla cu vedea balerin, să se uita la noi. noi balerin. <laughs> stai puțin, în ce an era? Uh, oricum după <coughs> 90, nu mai țin minte. Păi poate atunci aveți... Nu, no, eram grăsuți, stai liniștit. Dolofan, doar The, oricum era după 9-11. Ok. Deci, și cumva ei s-au dus cu gândul și la... Pentru că aveam bărbi amândoi Am înțeles. și vorbeam într-o blimbă stranie da. și râdeam în hohote tot timpul. <laughs> era foarte dubios că toți erau supărați, strici, bă. Și nu mai termina, zic, bă, ce se întâmplă, Aurel? Stați puțin, domnul Barejnicov, aveți răbdare. <laughs> ce să-i să arde de bancuri? Curios, stau aici în picioare, <laughs> dar nu știu câți. Băi, Aurel, ce... Domnul Nureu, puțină răbdare, vă rog mult. Ce are ăsta, mă, frate? Ăla începe să râdă, că între timp să lămuriți, bineînțeles. I-a spus să domnule, avem concert, nu ce treabă. n a zis, au greșit codul, ăsta e cod de balerin, nu-i cod de cântăreț. Era cu o cifră, nu știu, era 1037 balerin, 1038 cântăreț. <laughs> da, am și acum hârtia pe care scrie că-s balerin. Care dovedește că ai fost băcar o dată să Dacă cineva de, de silueta mea, fac bag sub <laughs> Deci după trebuie am mai oprit de vreo cinci ori Că mergeam prin aeroport, râdeam, vedeam tot felul de chestii Și pac, pac la control da. <laughs> Dar n-am dansat Fiți sigur că niciunul dintre noi Nici măcar n-a încercat să danseze Deci mai e hârtia, da? Hmm? Mai e hârtia da. Să mai zică cineva de mine că sunt arhivar, da? <laughs> <laughs> Mulțumesc Adevărul e că Neanicu păstrează tot, cred Ce, el are, dacă ceva am trebuie la el găsesc Ce nu uit, că de la o vreme Vă nu vi se pare suspect că Ciocu De câte ori se vorbește de balerine Tace chitic? Eee. Știe el ce știe deci... <laughs> nu M-am uitat m -a la tine, tine așa, e lăsat, îi lași. Nu, da, dar m-a surprins și pe mine, că nu, asta nu știam nici de la Orel și nici de la, de la, la domn profesor. Balein. Da, da, că, da, Se întâmplă multe nebunii acolo în, în Canada. Da. da Canada. N-am știut, știut, și nici de la tine și nici de la... Păi nu de la... chiar. <coughs> Era cu pasărea no, colibrii. Din, din, povestirile noastre, <laughs> da. E. Era cu pasărea colibri și la un moment dat, într-un fric de minus 40, și se strică mașina impresarului folosea. Și în Canada. În Canada. Da. Ia un câmp cât vedeai cu ochii, numai câmp, înțelegi? Și un ger de crăpau. Fric de nebunei, cr de, fric, crăpa, de crăpa, crăpa, gheața pe ferestre, era ceva. Și ne-am oprit la o benzinărie, unde uh, benzinăriile aveau un spațiu, o, o, un restaurant, un restaurant unde trăgeau țăranii de acolo, din zonă. Uh -huh. Și... La prânz veneau da, să Ne-am comandat câte un ham ex hemul fiind cam așa de gros, o dumă de aia de carne și ex niște o aruncate peste și o femeie, una cam la 50 de ani, care tot venea, tot venea să ne întrebe ce mai vrem. Și noi, mai, tu ce faci? Păi eu fac așa. Tu cum faci? Păi eu fac așa. Fac. Le să ne din cap de acolo. Și zice, where are you from? De unde sunteți? Din, la, din România. Unde e România? În Europa zice de oriunde a fi zice aveți o limbă foarte urâtă că noi eram tot cu fac în sus la ăsta le săreau zice ce tot fac ăștia mă frate da da foarte departe foarte fric și am stat mult mult timp acolo până se-și repare el nu știu ce avea la Mașine și aveam drum lung de tot. La un moment dat era autobuzul cu care mergeam și uitându-ne, așa bătea soarele pieziș pe, pe caroserie, am văzut așa niște urme ca de gloanțe. Da. Duc, 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 se vedea așa punctat, înțelegi? Și zice... Eu zic, ce? Și cu mașina asta a tras cineva cu, cu, cu Armania? Da, mă, hai să vă povestesc. Și vorbește de o, o fată pe care a invitat-o în, în America și care, după o lună de zile, trebuia să plece acasă, dar avea uh, pașaportul și totul făcut pe numele lui, folosea impresarului. Aha. Și trebuia să plece. <coughs> Altfel avea asta probleme, că viza îi expira. Visa ea. De la... Și aia era îndrăgostită de, de un băiat, și uh, la, la un moment dat uh, îi zice, uh, zice fată, zice trebuie să pleci. Păi eu te-am adus aici să cânți, nu să te fă. Înțelegi? Puncte, puncte. Da, nu? Da, da. înțelegi. Și ăla s-a uitat la el, scurt, așa, fără să spună nimic, a scos pistolul pum, 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 pum. I-am pușcat mașina. <laughs> I-a găurit în toată caroseria. A descărcat da, un da, încărcător da, în caroseria da. lui. Și oh, au rămas urme de atunci. Uh -huh. Alea erau chituite, erau aranjate cumva. Și am zis, frate, dacă așa merg treburile în America, hai să mai luăm o pauză. Deci... Ciocule, ce? nu? Deci da, da, da. zic că e mai Era bine să ne Da. Neura a fost... Cel mai lung uh, turneu da. al nostru. în America și Canada. A fost foarte frumos. Două luni jumate. Foarte frumos. Vezi, două de, la minus, da, de la două minus, de la minus 30 în Canada la... Eu am rămas cu mânerul de la asta în mână. Minus 40 în Calgary erau. Exact. minte da, că... Da, da, da Dacă, bătea fintul... Noi aveam mânușa geaca lui 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 Ciocu. Uh, nu lui Ciocu, lui L uh, Marius Bacu, Marius a, a, a făcut o da? geacă de piele, a făcut -a, două, a făcut două mișcări și a crăpat o geacă de, 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 de frig, da. frig, da. Dar în geacă de piele? Nu, frigă, dar din o... mașină și până la restaurant. Din are mașină și până la restaurant, da. Eu am spie rămas cu, cu ăsta, cu Tonța. cum e, că la un moment dat nu știu ce uitase să se cumpere și a plecat pe jos Domnule, de la hotăr. cum a fost. Și da. că până la 2 pași, când s-a întors jumătate de ora asta lângă, hotăr, lângă calorifer, <laughs> n-a putut vorbi. <laughs> da. Da, da, Iar după aceea am coborât jos, când, când am plecat de la Washington, în Florida, Așa. când am coborât, în Florida din, din, din a, 40 de ăsta, grade. Și ne-a lovit 40 Pai de grade. De Aveam un prieten pictor acolo și zic Hai să sărim în piscină. Prietenul tău, da, din Lugoj Din Lugos, da. Am sărit în piscină, era mai cald decât ca afară. Fierbea piscina, <laughs> Era ca păi, păi, Atunci a fost și la Eric, la colegul <coughs> meu, Eric Popescu? Da, 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 da. Da, mare figură. Ați prins vremuri. Foarte frumos. eu. Da, noi, și da, a fost un turneu spectaculos. În Canada, împreună, 2000. Dar cu puțin mai. Așa, așa. așa, așa. Mersi frumos. În tot capul, nu? Și... Da, 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 tocmai. <laughs> Ia, Iartă-mă, nu am experiență. Nu, mă, da, <laughs> Scuză. Nu i bine să întorci capul, că se poate interpreta. Nu, la Nea e așa, el, dacă are chitară, cântă foarte corect, adică e aproape da, de da, microfon. Da, da. Dacă ai luat chitară, gata, s-a terminat. E, să dau nu mai să-ți dau asta. Nu, lasă-mă în pace cu ukuleaua ta, cu tot ce am venit să cânt la ukulele aici. Extraordinar. Eu ți-am zis că și eu tot la chitară voiam, dar mi-a rămas mică. Da, da, e de criză. Exact. Te rog, tocmai te pregăteai să ne te povestești. Te rog, ceva. Am uitat. Nu există așa ceva. E, nu. Și eu nu am -a că și voi că ați fost. Da, am fost în 2000, nu? Nu Noi mai 2000. Tot Canada? Da, tot Canada. Tot la fel de fric și acolo? Băi, wow. da, am ajuns, adică și da, era iarnă, nu era că nu și Dacă bate și e Nu, nu, când am ajuns, nu era frig, nu era, era soare, okay. era frumos. Da. Uh, am o colegă care e și acum la Toronto, colegă de facultate arhitectă, și a fost foarte drăguță, ne-a plimbat. Mm. Și la mea mm. dat zice, bă, zice, eu vă duc la hotel, că anunță și când două ore vine o zăpadă mm -hmm. în da. Bă, era senin, înțelegi, total, de jur în Zic, bă, te ești Ce să poate să vină? Uite-te și nu, că ăștia foarte serioși. Da, nu da, e da, de glumit, da. nu știu ce, vă duc la hotel. Băi, ne-a dus la hotel. Într-o oră jumate da. era de, Viscol de era ceva îngrozitor. Viscol, tot ce. Nu vedea la jumătate de metru în față. Și nici cum mai avea ceva de cumpărat pentru fetiță. Da, pe voiam să le iau fetelor ceva. Și, și zice, zis, eu mă duc Era acolo. un market, îl văzusem când era vremea bună. <laughs> da, da, da. <laughs> că nu și nu-i de pași, doar un de băți. Cred că am făcut o oră până acolo. Ceva groaznic. <laughs> Uiți să spui că în drum spre hotel s au oprit să cumpere nici mai mult, nici mai puțin decât un plug pentru mașină. Am uitat. Da, asta. Auzi, da, uh, cu lucruri storurile ce probleme era. Nu, deci nu e. Eu am crezut da. că nu mai putem, că a doua zi zburam uh, înapoi. Și mi-am zic, bă, nu o să plece niciun avion. Au plecat. Am sunat-o și a zis, cum să nu plece avion? păi Cine. se curăță. Să... Da. și erau. vă iau de la hotel și vă... Cele mai mari probleme erau cu uh, asta cu uh, prăvăliile de băuturi nu te jucai acolo. În ce sens? În sensul că avea un orar foarte exact <coughs> și nu te lipei la ele nicicum. Iar în mare... Era intenționat făcut de Normal. Iar în alea mari, magazinele mari, nu, nu, căsai, exista. nu exista niciun fel de vin, <coughs> băutură sau ceva. De curiozitate, care era orarul? Era dimineața cu noaptea în cap. Aică și dimineața. Minunia. Deci, iată, băuturii, Și se închidea foarte devreme. Deci pe, după bătă, prânz se închideau băuturile toate. Băuturile alcoolice se vindeau în niște magazine care erau specializate. Da. Și care aveau un rat Ca da să intri, era ca la metrou. Deci nu puteai să intri așa în magazin. Intrarea și ieșirea era controlată. Da. Uh -huh. da. Când am fost cu, cu Aurel Mitran și l-a ocupat de noi, Raul Dudnic, Timișoren, care da, e da, da, Toronto. Da. Și au hai bă, să mergem să cumpărăm cât stăm aici, nu știu câte zile, nu mai spune, o ladă de bere, venim tot timpul să cumpărăm. Mergem acolo la magazin, ia asta, o ladă de bere, nu mai știu ce. Da. Băuturi, da? Și îi spune Raul, zice, da, Urel, da, îl luăm pe pașaportul tău, da? Și eu zice, ce luăm pe pașaportul meu? Băuturile. Cum adică luăm pe pașaportul meu? Pe păi aici trebuie să Prezinți un act de identitate înainte să cumperi. Și dacă prezint eu cartea mea de identitate și eu, o la da, de bere da. jucesc, o să fiu trecut la bețiv periculos și mă rămâne în dosar. da, da, da. Și da. Ce... Ce... da. că la noi a fost comunism. Da, da, da. da. O, da. Ne -a ne -a da. da. serios. Da. De cap, Asta meu. au fost cele două șocuri. La noi comunism băutură. puteai să mă din liniștit că nu te ținea nimeni vorba aia. Bă. și atunci am văzut prima dată țigări cu -astea, cu <coughs> plămâni, cu cancer pe ele, deci nu erau... Da, da, da. da, Atunci Ascunse da, și ele. Fai de da. capul meu. Asta au fost Cum au fost Și Raul toate că... traseele care le făceam Nu contează unde aveam de cântat Traseele se făceau să mai treacă printr-un loc Unde a auzit el că se găsesc niște cârnați ca în Timișoara <laughs> Omului Când era da? dor după, după da. trei de astea am zis, bă, dar nu vrei tu să vii în să mănânci bine câr, nu ca în dacă da, să dar, ne plimbăm dar, până toată <laughs> Apropo de Raul Dudnic, am făcut o petrecere, un party undeva pe o, o grădină mare pe care avea un spațiu viran, unde și-a pus el grătar și nu știu ce, făcea, făcea uh, party acolo. Uh, spațiul ăsta era foarte aproape de un loc în care locuia un băiat care a fost în trupa King, King's. Nu știu cum îl cheamă, David, nu știu cum îl cheamă ăsta care screa versuri. De da, mult, Ray da, Davis, da, da, Ray Davis, Ray Davis. da. Ray Davis, da. Și nu știu dacă era chiar el, dar era unul din aia King, static, erau... Da, 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 da. așa noi da. sunt doi frați. Sunt era, doi frați. Da, englezi speciali, englezi-englezi. Și unul din ala vine și el uh, invitat la partii și discutau pe acolo, nu știu ce. La un moment dat îl ia pe unul din Toronto, care vorbea slangul lor, din uh, modul lor din Toronto. Și ăsta din Toronto, ascultându-l pe ăsta uh, pe englez, zice, hey man, you have an accent. Și ăla se uită la el de sus așa. No, man, you have an accent. <laughs> Corect. Tare, <laughs> da. E, noi bun, da. noi cântăm fiecare gând, cu, da. cu accentul lui, nu se supără nimeni. <laughs> da. Dar știi că te vă imită cel mai bine pe fiecare. Ne imită? Da. Adică el a, a, reușit să pună râul în diverse registre. Da, sigur. Atunci hai să discutăm puțin despre vârsta lui. <laughs> Să vedem ce se vedem... întâmplă. La, la ce, vârstă reușește el să ne imite atât de bine? Cât îi dai de curiozitate, cu râu, Alexe? Nu, 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 pe tine cu, cu râu, nu, am... nu La mine e cu siu, da, nu cu că Râu. Cu... Mai, mai puțin, Cât, da? De curiozitate, <laughs> câți ani îi dai lui tetea, Alexe? Eu nu-i mai dau nimic. Are nu. <laughs> <ju -i. laughs> Eu zic că a dat destul, să știi, până acum. Da. El, el mi-a dat o... Avea un Fender Stratocaster foarte bun, pe vremea lui Ceaușescu, acum 100 de mii de ani. Da. Și Și trebuia să când la festivalul de jazz de la Sibiu, nu aveam chitară, bineînțeles, și de la Timișoara veneau Ciulică și Mișii și mi-am adus chitara lui ca să cânt acolo da, la da. jazz. Chitară era nu de cred la... Cum ai. Nu, nu, era de la Cova, ce a luat-o înapoi. Ah. <laughs> <laughs> da. Auzeam da. o întrebare Tandrețuri pentru femei cu cei patru corifei, primiți și bărbați la concertul ăsta sau la concertele astea, că vorbim totuși de două zile de concert, da? Pentru da, cei care fericire, au deschis mai târziu Din fericire, primul concert s-a vândut, e sold out. Vorbim de cel din 27. 27, 27, da. 27 și martie. Mai, am, mai avem unul pe 26 martie, cu o zi înainte, duminică. Da. Sperăm ca până la finalul acestui podcast să nu se termine biletele, pentru că de regulă cam așa se întâmplă. Adică dacă pus să spui la început până la sfârșit e cam sunt eu mi-am cumpărat locurile mele, sunt, uh, <laughs> sunt asigurat. Ți-am spus să nu-i dai DVD, <laughs> că cumpără. Da, merită mașina. Deci, da. revin la întrebare. La tandrețuri <laughs> pentru femei cu cei patru corifei se primește și bărbați? Da, dar mai însoțiți. <laughs> Bărbații de. care sunt suficient de generoși și cumpără mai multe bilete pentru mai multe femei, îi primim cu plăcere. Cu drag, au înțeles. Cine s-a gândit la acest titlu? Aurel da, da. Este unul dintre cei mai buni uh, uh, inovatori de titluri, de spectacole, de concept de spectacole. Eu om ca ăsta n-am întâlnit până, până să-l întâlnesc, până să lucrăm împreună. Mie mi-a dat titlul la vreo trei albume. Da? Ia tot și dat de el. Ce bine. Leonidis Love dat de el. Mamă, ce bine e Superb! Super. Da. Uh... Îți dai seama, de la s-a da, gândit da. Leonidis. Da, da, da. Piața romană numărul bine, 9. Și păi în și în panică. Panică. aici că versurile erau Leonid, nu? Toate erau Leonid și da. l-am sunat, zic, au că am cântecele, am toate cele, grafica, tot, 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 N-am titl titlu. Și nici când vine. Și, Dar tu ai zice... Zice... Da, și cine mă? Ce versuri sunt? Leonid dimov. Păi e simplu. Nu, no, știa toată exact. povestea ce și cum. Și zice, ok, lasă-mă un timp și vom găsi da, noi ceva. Da, A sunat trebuie. fix în două minute. A am închis. De ce gata? Scrie el. Leonid is love. Incredibil. Dar scrie Leonid. Cu, atâtea discuri, cu, atâtea discuri ale uh, ale cu doi, uh, cu doi. A, ah, ce tare. Um. ai da, astea două. Trei. Mă, am Dacă vreți -am, să discutăm de o ce mă de discuri, eu zic să mă, le întrebăm nu, pe Alex. Nu, 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 lasă da. că la Alex e cu metru în bibliotecă. Da, dar știi, știi că știi Dacă că e că n-a putut să te ajute și cu cântecele. Mă, n-a putut. Și acum ce să f... chiar tot ce Te să... <laughs> o cioculeț. Primul spectacol a fost Andrei mici pentru Domne și Găgici. Deci nu trebuie să uităm. Așa este. Primul, așa se chema, acolo nema bărbați. Exact. A la sala Palatului. da. da. Când fiecare am cântat cu trupă. Exact. deci n-am cântat împreună. Asta se întâmpla în 2003. Da, în 2003. Păi, acum 20 de ani. Nu, în 2002 a fost ăla. Da? Asta de care zice Cioculeț, da? Voi mai țineți minte? Da, are. da. 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 trebuie să mă uit în agenda să te te <laughs> Suntem și un pic mai tine Nici cu tine minte nu? <laughs> nu. <laughs> nu. <laughs> și ați cântat folk, Ciocule? Păi ce să cântă altceva? Cu trupă, cu trupă. folk cu Mupo. cum spuneam eu <laughs> Mupo. Sper că n-ai de gând Muzică, Muzică și poezie, Muzică și poezie. Se, blocau când Ce cântați, domnule? Ce e? Ce, ce stil de muzică cântați? În perioada aia nu prea era folk, cau ăla, îi deranja foarte Se gândeau tare. că e vestic cumva, nu? Da. Și ce, ca să ne lase în pace, să mă lase în pace, și zic, Cum adică? Mupo. Adică muzică și poezie, da? Și cred că... Zil mă pe ăla de la Craiova, că sper că n-ai de... A, de știe. Nu de știu, știu dar de aia l-am la, și zgândărit. Știe, de place de că... Știe. Ciocu și aduce aminte perfect gestica omului. Adică situația în sine deja e, e cunoscută, antologic. dar gestica da, da, era, era surprinzător, da, da. Andy, pentru că eu eram singurul folc de acolo. În rest, cine mai de era -și... Eu eram și pentru că era un recital de muzică și poezie pe care l-a băgat între... Era un festival de rock acolo. Rock, da, da metale grele. Și atunci au zis ca să... Era Sorin chifiru cu... Roata? Roata, sigur da. că Da să mai aranjeze și să facă uh, aranjamentele de da, scenă, să facă un greu. moment, era chiar India, aș zice eu, mm, da, și un, un moment de de, 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 de de muzică și poezie și este... De... Ne-a așteptat acolo. Dar nici din Pitiș. Craiova, din Asta și cu da, 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 sârme da. băgate cu de toate. Eu am imaginat. Rău, rău, rău. rău, 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 rău. Cu zvastică, eram singuri și, și de-aia el, avea, el avea cu mine. N-avea cu Pitiș, că eram amândoi pe șere. Pitiș tăcea, dar și Pitiș era rog, pentru că el era cu... Pitiș era o și era pentru... Da, era da, și rău, da, eu da, eram da. singurul folk de acolo da. și de-aia. Și ți-a zis direct. Sper că nu ai de... Aia.

<laughs> dar n-am mai, mai vorbit de un cuvânt n-a scos. Și <laughs> la sfârșit, mulțumit? Nu, n-a zis, n dar liniște, nu, perfect a fost totul, a fost Nu s-a bucurat. Din extraordinar. Da, da. Nu, dar nu mai a vorbit, n-a făcut nimic. Probabil că nici nu l-am deranjat dacă i-am spus, că l-am rugat practic să, 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 mă lase să cânt două cânte. Pitici nu spunea nimic, că el care avea tot timpul, avea pe și suntem aici și am venit și, și trebuie să respectați. Nimic ca el, că era rock. Da, normal. Era okay. rock, Era prezenta formații, prezenta spectacole, toate emisiunile de radio, plus că îi difuza pe toți la radio, toate formațiile tinere. Ă, ține o aminte greșit? Sau în 2013 spectacolul a fost dedicat lui Pitiș? Asta cu tandrețuri? Nu. 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 nu, în 2013, cel de la sala palatului de, de 10 ani. Da, 2003. Uh, da, 2013. 2013, da. să... nu Nu, nu, 2013, nu. Am avut salat. un moment de cum A, Din receb. 2013, da. <laughs> Băi, de, nu Fiecare poți dintre mai... voi a avut o relație aparte cu Pitiș? Da, eu eram prieten bun cu el, l-am cunoscut când eram student la arhitectură. El stătea pe partea aproape de facultă de arhitectură, undeva undeva, Calea Victoriei, era o străduță mică, nu mai știu cum se cheamă. Și eu aveam un coleg la arhitectură care avea o colecție impresionantă de discuri și eu nu în viața mea de James Taylor și de polis. Nu auzisem da. ce să fac. Și ăsta și cum ne ascultat James Taylor și polis? Zice, n-am James Taylor, dar poliți pot să-l dau. Și ieșind de la el, Pitiș probabil că venea spre casă. Că... Eu l-am salutat, a, zice, știu, tu ești Andrieș, eu sunt Pitin. Și zice, uite așa, nu... Nu ascultat James Taylor, încoace." Și dai am ajuns la, la casă, cum era o colecție enormă de discuri de vinil, și-a luat așa un rap, zice, uite, ăsta e James Taylor. Ascultă. Wow. Și mi-a duce înapoi. Așa ne-am cunoscut. Ce tare. Și pe urmă, la un moment dat, aveam un prieten care lucra la Intercontinental. Deci la Intercontinental aveau circuit închis intern de filme și muzică. Și primeau chestii. Și au primit la un moment dat caseta VHS originală cu Let It Be, de la Beatles. Aha. Și ăla știind că mie îmi place muzica, zice, bă, fii atent, Alexe. Și eu am copiat retidioasă pe un VHS, îl bag în cutia originală și tu e originalul. Că ăștia n-au treabă, nu știu dacă o să o dată odată, maxim de două ori. Și eu când m-am trezit cu LTV, caseta originală în mână, am zis, bă, sigur Motu se bucură mai tare decât mine. Îi zic, poți să mai îmi faci o copie? Cum să nu? Și originalul i l-am dat lui Motu. A, ce drăguț. Și a fost Termina de fericire, A, cred, cred, cred. tot la el nu, nu știam nimic, Rory Gallagher, o groază de chestii am aflat de la, de la el în perioada aia când eram student și ne vedeam așa cam o dată, la o săptămână, două. depinde de deci ce. Deci el pom. era in love cu muzica, de mult. Da, era, era da, o da. bancă de muzică extraordinară. Nu, no, avea tot. Tot avea, tot, tot. Păi îmi cu teatru cu Bulandra și la un moment dat Nelu Dumitrescu de la Eris, Topoziat, Da, îl întreabă la îl întrebă la Mitran în, în studio acolo, în, în, birou. în, Birou. lui. Unde ai fost moțule? Păi zice, am fost plecat. În Brazilia. În Brazilia? Nelu. Zice, și cu ce ai fost în Brazilia? Păi zice, cu Hamlet. Ai jucat Hamlet în Brazilia? Zice, da. Și ce rol ai jucat acolo? Și să uită pitiș și a început să mustăcească. Zice, la Ertes și se uita pix la el, la Nelu Dumitrescu. Și Nelu Dumitrescu, după un moment de pauză, și vine lumea. <laughs> El avea la tecuță două zi. <laughs> și nu știa dacă, dacă vine lumea. Da. <laughs> ce ce să... Cum am ajuns și noi la tot Pitiș. Dumnezeu să-l odihnească. Eram în ultima zi la Toronto și așteptam a doua zi să plecăm, să plecăm cu avionul. Și domnule Pitiș, unde va fi următorul spectacol? Zice, mare spectacol, nu știu ce. Și moțul se uită, era o fată. Zice, cum unde? La Zalău. Și așa era chiar așa și era Așa și era Eu l-am cunoscut în Eu l-am cunoscut în 73 Nu, mint, în 74 L-am cunoscut pe Moțu În toamna lui 74 Nu, fi mai hotărât Concentrează-te, te S-au adunat foarte multe alege Să înțelegi pe mine în 74 era, cred că septembrie, nu cred, sigur era septembrie și se întâmpla la teatru Ion Creangă și a fost unul dintre, la, atunci și deci încă -a puțină vreme, a fost unul din oamenii care m-a contestat foarte tare. Și asta s-a întâmplat până în 1976, la Flacăra s-a întâmplat treaba da. asta. Și până în 76 ne întâlneam, salut, salut și atâta tot, iar din 76 ne-am împrietenit, avem la mine, mi-a întins mâna, după ce am lansat eu un cântec, foarte a, a devenit în perioada aia la modă foarte tare, ăla cu imn pe de, de Ion Nicolescu, cu România România. Da, și așa, da, 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 a venit da. la mine, mi-a întins mâna. Cântecul pe care Păunescu l-a și schimbat în versul la un moment dat. La și un moment dat au fost niște, dintre... niște discuții discuți între, idei, între da, Nicolescu și Păunescu corect, și da. Nicolescu și-a a detras versurile, nu? Și-a nu... detras, Nicolescu și-a detras foarte și detras... poeziile și Moțul avea vreo două poezii pe care le spunea Foarte versul de Nicolescu, foarte frumoase. El iubindu l foarte tare pe Ion Nicolescu. Și uh, din 76 am rămas prieten până când s-a să din Zoroselodinească. A fost. Eh, bun, și uh, culmea, o, o prietenie care a și crescut, a, a tot acumulat, a acumulat, a avut un crescendo foarte frumos. Teto, tu cum l-ai cunoscut? De curiozitate. Pe Pitiș, da. L-am cunoscut uh, personal uh, la un spectacol pe care l-aveam în Constanța. Cu Phoenix. Și cu Phoenix. eram cu, da. cu Canta Fabule. Îmi da, zic aminte, da. Uh, uh, se cântau deja piese din Canta Fabule și uh, era o piesă, invocație se numea, o piesă destul de lungă, cu diverse părți, printre care și o parte de recitat. Deci uh, erau niște versuri care trebuiau spuse. Spuse și, bineînțeles, Nicola a invitat pe Pitiș și Pitiș a venit cu o cămașă albă, frumoasă generoasă, cum era el cu păr mare, da. ce zice, ce am de făcut. Și i s-a dat uh, trei pagini de uh, text, deci era invocația uh, recita recitativului lui din, din invocație și păi, îl întrebam pe, pe Nicuzi cum învață ăsta uh, trei pagini. Zice e treaba lui să descurcă. Și a luat trei pagini, s-a dus uh, într-o cameră uh, separată, într-un. Uh, așa, într-un loc mai liniștit, unde a început să citească chestiile alea, le-a memorat. A făcut și exerciții de dicție, făcea Incredibil. pe vremea aceea cu mm, creonul în gură, da. Avea, 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 avea era, no, era, da. Da. Se învață în școală, în școala da. de actorie. Actorii au un, uh, un exercițiu special de și de memorare. memorare da. Da. Domnule, și am. A avut marea surpriză să-l văd pe scenă recitând trei pagini de poezie. Și nu era Când viața, ne viața, nu era un text simplu, nu era deloc simplu. Da, dar da. Da, a rămas. La reces... vocea lui da. acolo. Pe Cap ne... coadă, l a spus pe scenă. Mă zic, fraților. Aici există niște exerciții, zic eu, de memorie ceva. De genul... Nu, există treaba asta, da. E mai bine, <coughs> sigur, că... Ce Alifantis? zis? Da, păi e tot e. timpul cu caietul în față. Nu, e Nu vorbeam de, de, mă, mă, de mine. Nu de el, răgios. de, de, de Da. vorbea, adică au o tehnică specială nu, nu lor de a învățat și de... Deci nu e vorba de Alifantis. Nu, nu, nu. nu, 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 nu nici nici nu-l vedem din... Nu, eu m-am băgat la... în vot, bă mă, nu, a fost așa. În 1974... Și tu? Eu? cu caietele în față și Dar eu nu țin nimic. Niciodată. Eu recunosc. Și... <gătări> <-a>. primul care zic. <gătări> puțin, să și de când Urmă... ce Urmă, cea, cea mai în, 1974, în 1974 eram, cred că a doua, al doilea spectacol era pe vremea Cenacului, se cânta la liceu Șinca, eram pe scenă și la un moment dat, țin foarte bine, mie, în partea dreaptă s-a deschis ușa, ușa de la de spectacol și atunci a intrat Anda Călugăreanu, Pitiș și Dan Andrei Aldea. Probabil că ei veneau de la un alt -am spectacol, azi, spectacol. Și seara aceea, adică, i-am cunoscut pe toți trei pentru prima, prima oară. Și împreună cu, cu Aurel Mitran, după 40 de ani, am făcut la Teatrul Bulandra în amintirea primului recital de muzică și poezie față în față cu lumea. A fost la teatru, era regizat cu regizor, cu scenograf, foarte mult a până Jimmy Besoiu ne-a ne ne dat aprobarea. ce tot vreți voi să faceți acolo? Să... Și lasă, domnule, că o să fie ceva interesant. Era față în față cu lumea, pe o care scria nouă ne pasă, și a fost un spectacol. Aurel Mitran, pe vremea aceea, își luase bilet în, în primul rând și Că, în sală, da. da, și iată, după doi, au urmat mai multe recitaluri după aceea și Nicu a avut și Alexe și Valeriu Sterian da, da, pe vremea dar. aceea, adică a prins foarte tare asta. Recitalurile au prins foarte tare recitalurile de muzică și poezie și după 40 de ani, cel care stătea în primul rând, așa da, și uite, chiar acolo, chiar acolo stăteam, a regizat spectacolul nostru la Teatru Burandra, un batiscaf în Cismigiu. Da da da, 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 da. foarte frumos. Da, da. Am aduc aminte da. de poveste, da. Deci, practic, acum, după 20 de ani, spectacolul ăsta, vă gândiți mult la Mitran, nu, Ei, mai timp, nu mai ai cum mai să nu te, te gândești. Mai ales acum. Este... Ne gândim este Foarte mult la el, da. Eu mă gândeam acum, <coughs> în timp ce ne-ai uh, pus în, uh, să ne. să toarcem mințile cum l-am cunoscut pe moțul, eu mă gândeam cum l-am cunoscut pe Mitran. Păi trecem la el acum. <laughs> <laughs> în armat, da, nu? și în armată, da. Noi în armată ne-am cunoscut, în 74. Făcut aceeași da. În aceeași unitate. În aceeași unitate, 71 eu intrasem deja în ciclu 2, mă pregăteam de plecare, el era proaspăt venit. Ne-am prietenit aproape din prima, chid că nu eram în aceeași uh, companie, era compania alătura, dar aveam același dormitor, dormitorul era comun, pe stânga era compania patra, pe uh, dreapta era treiu. M-ar și... fi adăugat el aici dacă era acestea fiind și notele pe care. Ea a lui. asta. <laughs> După terminarea armatei, am corespondat o vreme cu el, clasica corespondență cu plic și cu hârtie. Cum se obișnuia. Așa. Cu emoția aferentă. După care ne-am ne -am regăsit, absolut. întâmplător tot a fost așa o, un șoc pentru mine în 79 am fost angajat la teatrul mic și acolo cu cine dau nas în nas în... eram în antecameră la să intru la domnul Săraru și apare Mitran. Ce cauți mai aici? <laughs> și el era deja acolo angajat. Da, era la birou organizare și dup din 79 până în prezent am tot mers unul la umăr făcând diverse, toate nebunile după lume. Sigur, cea mai consistentă a fost perioada de la Teatrul Mic, apoi a urmat în cea mai densă, pentru că era, era foarte aproape de, de reîntâlnirea noastră. După care a venit uh, uh, au venit cei 11 ani de la Teatrul Excelsior și după aia mai departe, cum a curs totul. Alexe? Eu vreau să spun unde am cunoscut pe ceilalți corifei, pe domnul Mircea Baniciu și pe domnul de Mircea Bani. Vintilă, pentru că lipsește de la dosar și Alifantis o să se supere. Da, da, da. Spune, uh -huh. Oricum și emisiunea asta merge tot la el în arhivă, că e cel <laughs> mai sigur. Sunt convins. Pe Mircea Baniciul l-am cunoscut când imprimam interioare. Vreau să spun direct. Am fost și invitat. Am când și niște boci, când a venit vă. și a făcut backing vocals backing la interioare. Vocals. Trumos. Și tu ai făcut la discul meu. Și am făcut ce. și da, am da, făcut da. niște versuri, nu? dar Atunci am cunoscut, vreau să da, spun da, că. Da, da. Uh, și pentru mine a fost o mare bucurie că nu mă așteptam ca el să vină să tragă backing vocals la mine, care nu mă cunoștea nimeni pe vremea. Adică, na, eram la primul meu disc. Dar am avut noroc că se pare că i-au plăcut cântecele și a venit. Am venit cu un sobor de fete în spate. De ce s-a umplut studio. Nu, adevărat. Eram cu Diana și cu ochii, Lasă-mă, mai eu știu. Uita mă uitam în oglindă. De de -ia, <laughs> Iar pe domnul Vintilă l-am cunoscut pe stradă. Eu veneam dinspre... Veneam către uh, piața Cosmonautilor, așa se chema acum, acum se da. chela, la Hovari, Da. Și Cioculeț mergea în sens invers, nu ne cunoșteam. Ce faci? De ce ești pe stradă? Eu care nu-l cunoșteam, da. ce? du-te imediat și ia-ți atestatul. Ce te plimbi? Și a testat, domnule. Alexuță, tu nu știi că trebuie să ai atestat? <laughs> și a testat, da. mă, eu Du-te și ia-ți atestat, da. uite aici, du-te da, da, du da, da, imediat. Da, da. Așa ne-am cunoscut. Unde este astăzi, acolo era, nu? Da, da, da. da. Țin minte că era... Șefa comisiei era Camelia Dăscălescu. Camelia Dăscălescu. Nelipsită da. Camelia Dăscălescu din comisie. Și înaintea mea cântra o Trupă de ceva, cârciumă de astea la Utărești. și s-a purtat foarte urât cu ei. Ce? terminat asta? -a nu, atâta știți. Nu știți nimic. Nu știți, dar foarte urât, foarte agresiv. Și mie nu mi-a plăcut chestia asta. Hm. Și vine rândul meu. Și spun, Dă -mi și mie chitară. Sigur, nu. -i... Aia deja s-a uitat la mine. Adică ai venit fără chitară. Cum îți permiți? Da. Zic, bine, dumneavoastră ce cânți? mă scuzați, dar știți, la mine, în familie, m-au învățat că întâi îi dau bună ziua. Bună ziua! Aia toți din comisie, inclusiv ea. Da, bună ziua! Ce ați pregătit? E ca în de vârsta dumneavoastră, am să încep cu un tango. Oh, no. <laughs> Și am cântat în place Tamara. Oh, no. <laughs> Ce <laughs> drăguț, mă! <laughs> exact așa. <laughs> <laughs> Și? Ce grad, nu, nimic, am luat atestatul. Da, 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 la da, untâi, da, un 198 da, da, de lei. Da, 200 de da, da, 200 Da, 200 lei. Erau, da, pe da. vremea, pe vremea lui Ceaușescu, impozitul era 2 lei la 200. La 200, da, 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 da. Deci, la 1%, la la era impozitul, da, da. Da. Da, da. Pe de altă parte, după ce am scos interioare și a fost chemat să-mi iau dreptul de autor, Aveam un coleg care între timp e în Franța, un arhitect foarte bun, ce Alex, te duc eu cu mașina, dai și tu o friptură, nu se poate domnul compozitor să mergeți pe jos. Eu orele aici la Atene. Nu, 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 nu se poate. Pentru că acolo era celebra doamna Iepuraș. Zice, veniți aici să semnați că de nu știu când, nu știu să vă stau cu hârtiile astea am avut de a luat 3 lei de și ban. 75 de lei. Și 75 de, de ban. bani. Dreptul de autor, 3 lei și 75 de lei. Și asta doamnă, dreptul de autor. În funcție de difuzări. Atât. Dacă domnul Andreeș după prea cântați ce trebuie, atât aveți doar. Am ieșit și am zis colegului meu, zic o să dai tu o friptură, că eu am 3 lei și 75 de bani. minte că eu am fost, eram împreună cu Phoenix la încă. Mă rog, caseria era la Atene în spate. Uh -huh. Și era un o incintă mică cu o casă de, de, de bani imensă. Acolo și acolo era celebra madame Epuraj despre care noi toți vorbim. Da da, 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 da. Și am venit cu toți patru de la sau cinci de la Phoenix, doamna Iepuraș, am venit să luăm și noi drepturile. Eram în București, plecam înspre Timișoara și zice, băi, așteptați un pic că trebuie să merg până la bancă să iau banii și să vă dau banii. Veniți după ora două. Bine, am dus la Atene și venim după ora două, când am ajuns, s-a deschis ușa, nu știu ce, și ne-am uitat la casa de bani, erau cu ușile vraiște, era deschisă casa de bani. Lina? Stai puțin, ai răbdare. <laughs> și am venit să ne luăm banii. Deci ați venit degeaba, dar zic, dacă care e problema? Nu mai era nimic, era, era goală casa de bani. Și de ce? De unde s-au dus toți banii? A trecut George Grigoreu pe aici. George Grigoreu care făcea și cântece patriotice și nu știu ce. Da, da. Și la un moment dat, Andrei Tudor, care, care e nepotul lui, da. povestea și asta am spus-o, pot să -o și spun. Uh, zice, i-a spus bunicusul băiatul Ionel zici tu, da? Exact, da i-a da. zis bunicusul, zice să știi că cel mai mare succes și cei mai mulți bani i-am câștigat cu un cântec cu un cântec inspirat dintr-o piesă a Beatlesilor și m-am gândit zic, zi, zi mă ce, ce piesă a beatles poate să sune uh, în așa fel încât uh, să devină șleagăr sl de ăsta patriotic și e piesa Pardidu, Ceaușescu, România și începutul e I want to hold your hand. Cum începe piesa? Da, da, Băi, incredibil, nu m-aș fi gândit, nu m-aș fi gândit. Da, 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 Dar bine, Acum s a mai schimbat puțin, dar începutul este. Incredibil, acolo. Da, 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 da. ești gândit neamul la așa ceva. Da, da, da. Vai, deci și, fost... da, mi s-a părut foarte mișto. Grigoriu era un tip foarte deschis și foarte fain. Da. Noi am ascultat vreodată piesele lor, Trio Grigoriu. Cum cum Le-am ascultat am... în niște emisiuni extraordinare. Ce era bine cântau între trei, Poftim? Era Brăilean. Era din Brăila? Așa se explică. Aha, așa se... A, păi Altfel, da. exista dacă exista era și din Timișoara. La câști brăileni să vină talentul ăsta? La unul. La unul, sigur. Nu e normal, da. Și că de ce era Cum De ce mă, era din Brăila, frate, da. care și 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 Johnny... Eram, eram pe litoral și stăteam General, la Majestic și... Era și, și era erau Amin. cei de la... Zici, <laughs> erau cei de la... care aveau recitat la festivalul ăla de la Mabaia și erau unii cazați și în, la hotel Majestic și era și George Grigoriu. Și noi, bineînțeles, că eram acolo și codificat, spuneam. Și doamne, mai luăm și noi o pricomicdălă și noi știam ce, sigur că da, asta, de, ori o bere, ori o vodcuță, ori un coniac, orice. Era cifrat ăsta, era, era cifrata. Și da. tot era ce, ce o pricomicdălă și ce, ce facem mai pe seară? Zic, <laughs> ce? Și ne-a dus după două, dacă... Ne-a văzut și ne-a auzit că luăm câte o plicomigdală. Pri a venit într-o zi și a dus un platou mare plin cu plicomigdală. <laughs> Acum foarte <laughs> Ar putea fi bine să spunem că nu se găseau. Era o prăjitură rară și foarte dorită pe litoral da, pe vremea. aia. Da, Eu da, mi-aduc da, aminte da, că am da, prins da, da, da. da. Pricomidala era foarte dorită toată lumea. Mă rog, două bucăți de pandișpan cu niște cremă. Da, era, da. era, o mișto, că era cu puțină nucă. Sigur că era Și cu da. de limb. <laughs> ce <laughs> drăguț, ce drăguț. Ca să ne întoarcem la dar pentru femei cu cei patru în corifei? În da, în sfârșit. Din când în când Ia eu aduc uh, aminte de ce ne-am adunat aici, bine, sigur, în speranța că mai sunt bilete, că altfel creăm frustrare discutând despre acest subiect când deja e închis și al doilea spectacol. Există și șansa să facă al treilea? Nu, nu cred. Nu, nu cred, adică nu mergem cred puțin prea departe. Deci... Să știi că noi ne-am dorit dacă <laughs> să facem o săptămână de de, 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 tandrețuri. de tandrețuri. Nu știu la cine se referă el când zice noi. <laughs> ce ce vreau eu să spun despre asta E că din Cel puțin din punctul meu de vedere de Este rog. absolut incredibil Că În aceste vremuri pe care le trăim Vorbesc de anul 2023 Cu tot ce se întâmplă în așa disa muzică Care are succes la ora actuală În România Faptul că noi patru Cu câte o în mână Bine, noi trei cu câte o în mână Că el are Multe instrumente. Da, da, da. În aceeași categorie. De de am putut să să facem un sold-out de sala palatului și încă una să fie pusă în vânzare. Da. Și care probabil se va, se va umple și ea. Mi se pare foarte A, mie nu -mi vine să cred nici acum. Vorbesc foarte serios. Pentru că ce se întâmplă acum în muzică, adică cei care au succes și care mă aud peste tot pe tot felul de platforme de-astea de care eu nici nu știu cum să numesc ele. Da, Ar, aici aici. A, sunt niște oameni care scuze, dar nu prea o legătură cu muzica, dincolo de părerile mele personale. Înțeles, da, da, da. Obiectiv pot să demonstrez chestia asta dacă e nevoie. Iar aici e, e o altă sunt generație, sunt, Da, sigur, n-am nicio problemă. Dar de-aia spun că nu mă așteptam. Și faptul că Sigur, mă bucur că sunt și prietenii mei în același timp, nu doar că sunt oameni pe care îi cunosc. S -s, că s -s, faptul, s faptul că noi, acești prieteni, reușim să aducem bucurie a tuturor oameni este cea mai mare răsplată posibilă. Nici nu există ceva mai grozav decât asta. Foarte frumos. Și vreau să, vreau să îi mulțumesc în absență, din păcate, lui Aurel că a avut această idee, pentru că asta a fost ideea lui, și le mulțumesc și lor pentru că, într-adevăr, o fac un lucru extraordinar. Și nu de ieri de la altă ieri. De mai mult de 20 de ani. De 20 de ani, da. <laughs> da Bă, e da. foarte mișto că voi vă adunați în continuare. Ce m-a pus puțin pe gânduri este că ați pus un subtitlu care se cheamă Ultimul Vals, da? The Last Vals. Da, e chiar grafica de la mm -hmm. filmul lui Martin Scorsese, Sine. Ultimul Vals. Pentru cei care știu, bineînțeles. Ideea a fost că mă rog, ce am discutat eu cu în, nu știu, cred că în decembrie, că la un moment dat trebuie să pui punct înainte să fie să prea Ai zis tu sau a zis el? Nu, el. El a fost mă cu ideea să facem mă 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 acest mă spectacol, mă. nu era ora decât de unul, că nici nu bănuiam că o să se vândă toată sala Palatului, să-l facem la sala Palatului, să-l facem exact în data în care se împlinesc 20 de ani de la primul spectacol. Și să punem punct uh, acestei idei, acestui concert, nu știu cum să-i spun, acestui concept concert. Concept, de fapt, concept. Uh, pentru că unul din lucrurile care pe mine m-a marcat, la început sigur că am fost furios, dar după aia mi-am dat seama ce bine a fost, când uh, cei patru Beatles s-au despărțit și n-au mai cântat împreună, eu am fost urbat, fiind mare admirator de Beatles. Acum am dat seama că au fost extraordinari, că s-au despărțit când erau sus, 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 sus de tot. Și ultimul lor disc, care de fapt e Abbey Road, și care e o bijuterie, este fabulos din punct de vedere muzical. Dacă te uiți la alte trupe care au tras foarte mult ața asta, inclusiv unii pe care iubesc, Rolling Stone, <laughs> da, deja, uh, e foarte bine să te oprești când ești sus, sigur, trebuie să, ai, trebuie să ai puțin curaj, trebuie să ai puțină. nu știu cum să zic. puțin bun simț și puțină demnitate. Dar aici nu e vorba de o trupă, e vorba de un concept. Da, nu. Exemplu, Voi cu cântați piesele așa. pe care lumea le iubește, oricum, mi se pare că e un exercițiu foarte dificil să alegi din tot portofoliul fiecăruia păi, un număr limitat de piese. Exact, așa cum a fost ales la primul spectacol. Da, și pe parcurs, piese, dar, am, același repertoriu. același repertoriu cu, cred da. că, foarte. O singur... A, și ăsta este, cred că... Deci ce edităm acum, primul da. spectacol din... din de, 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 de Andretu, este cel care are șapte calupuri, uh -huh. iar celălalt au avut toate șase. Uh -huh. Da. Pe în șase pentru că nu au fost toate da. bine. Uh -huh. Adică am avut la unele piese probleme de filmări și de sunet, că exact, a fost da, imprimat da. de televiziunea română. Da? da. Și la vremea tehnologia nu se compară cu ce există azi. Uite că dvd mai există. Mai există, există, mai există. Că tu le-ai pe astea. Da, cu... Da, da, Mai există. Și chiar am glumit cu... Am glumit cu Aurel când, când am vorbit despre spectacolul ăsta care urmează să aibă loc. Am zis, Baurel, acum 20 de ani imaginea era proastă, sunetul era ca vai de mama lui, că așa era tehnologia, nu vreau să spun sine, așa era tehnologia, Asta era nivelul acum 20 da, de ani. Da, da. Acum imaginea este cristal, sunetul va ieși cristal și noi suntem cu 20 de ani mai, mai, mai bătrâni mai cântăm mai prost și arătăm mai rău. Cui servește <laughs> chestia asta? Am râs amândoi <laughs> jumătate. De <laughs> pe de altă parte să știi că eu îl bănuiesc pe Aurel, că el avea și ea o abilitate extraordinară, că de-aia și pus pe toți patru împreună. Pentru că altfel, na, fiecare când a 20 de ani, fiecare avea treaba, adică nu era, poate astăzi uh, sunteți mai deschiși la orice fel de formulă de genul ăsta mă gândesc că poate ți-a zis de punctul ăla ca să poată după aia să zică da, dar știi că și Phil Collins a avut farewell tour și după aia a avut the last farewell tour și după aia a avut o revenire și așa mai departe da, că... mi-a spus și mie la un moment dat dar trebuie să fie ultimul ultimul spectacol dar să fie ultimul spectacol nu să facem cum spre exemplu au făcut Scorpion zis. că de 10 ani au zis că e ultimul e spectacol, ultimul spectacol da. și au două turnee pe pe fiecare an sau un turneu sau două turnei Va, e clar, exact cum mi-a spus și domnului profesor punct și sigur, cum, sigur, că, nu prea adică be. să fie sigur. așa mi-a mi spus și mie oricum exact ce mi s-a părut foarte ciudat bine, asta e și din cauza că Facebook-ul trezește monștri, și nu pot să vorbesc adică mai frumos de atât nu pot să spun se poate mai urât, dar mai frumos nu. deci eu nu înțeleg lucrul ăsta există o prezentare a acestui spectacol da. În care scrie foarte clar că ăsta e, va fi ultimul spectacol în această formulă. Nu pot să vă spun câți oameni îmi scriu mie pe Facebook care nu mă compar cu activitatea lui Nico, de exemplu, care e turbat. El scrie mult. Nu, nu turbat. <ră> faptul că scriu <ră> mult. Da. Bun. Băi, deci, de ce acolo scrie S -s bat, foarte a -a. clar lucrul ăsta, oamenii îmi spun. Pe da, când da. la râmnii cu La râmnii da, da, dar, dar la tecuci ciți, nu da. veniți? Pe când la tecuci? Da. da. Bă, chiar bă, nu bă, citesc, înțelegi? Da, 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 știu ce zici. Voi după vă aduceți aminte că la lansări de discuri întotdeauna nici nu se punea pe masă primul disc și prima întrebare era pe când următorul da da, 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 vor da, vor da, vor da, 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 și pe de altă parte, da, pot să înțeleg, dar să vă dau un alt exemplu. Când eram eu mic, nu mai știu câți ani aveam, că nu am dosare ca la domnul infantil. <laughs> la un moment dat au cântat în București Golden Gate Quartet. Hmm. Deci o trupă de negro spiritual extraordinară, oricum cred că era până anii 60 ce povestesc. 60, și eram copil la Brașov, eram elev. Și am zis, mai că mă că aș vrea să văd spectacolul ăla. Și mai că a Da, îți placă și ăștia, cântă bine? Da. Mai a cu taică-mi și cu soră, mi-am venit toți, am văzut pe Golden Gate Quartet, ne-am întors la Brașov. Nici o secundă nu mi-a trecut până cap să zic da la Brașov pe când. să-i văd acolo unde sunt. Și așa, așa da, fac toți artiștii din toată lumea. Nu există chestia asta, dar îmi văd că uite din dal când veniți. Că... da, știu ce zici, așa e, da. da. E, probabil că suntem acum obișnuiți că în asta a digitalului Na, le avem pe toate. Au devenit mult mai comod oamenii. De-aia nici nu la capăt. Da, da. Comoditate. Și se împrietenesc foarte repede și cu artiștii. A? Pentru că și artiștii se împrietenesc Cum? foarte repede cu artiștii. Da, Tot ba da, o să țin minte chestia asta. <laughs> păi, vă că țin minte și ani și luni, <laughs> unde mai ai loc. Adevărul e că social media a pus oameni într-un alt tip de uh, comunicare cu, cu starurile, dacă vrei între ghilimele, că am și discutat noi pe vremea când treia urel subiectul ăsta la Casa de Cultură. Că nu mai e star sistemul ăla de altă dată, pentru că eu mi aduc aminte aici. Până, mă rog, până să intru la radio, voi vă dați seama că eu put puteam doar să visez că o să ne întâlnim noi vreodată. Nu te apropii atât de ușor. Da. Da. Nu, dar nici nu, nici nu îndrăzneam să merg, adică puteam să visez că o să ne întâlnim odată, dacă să mai ajungem să ne mai întâlnim și de mai multe ori asta deja. Și -mi... Da, să-i mai chemem și aici. Bravo. Exact. Bine, aia, oricum nu îndrăzneam să visez până acolo că s-ar putea ajunge aici. Sigur, nu, dar eu vorbesc de tipul de atitudine. Nu vorbesc de da, faptul da, că s-au schimbat că zici, da. vremurile. Da, da, da. Deci, dacă da. există un artist pe care chiar îl iubești, te, te duci, duci după el. unde cântă artiști? nu da, chem pe artist, dar nu vină la mine în oraș, așa că este. mie mi să mă duc până Tocmai de-aia vreau să vă spun că eu l-am văzut pe Bibi King la Budapesta la 83 de ani și la Norsegest Festival foarte bine la 84 de, de ani. Da. <laughs> <laughs> da, doar voiam să vă spun că e... Da, și eu m-am dus să-l văd pe James Taylor când a venit în Europa. Am fost la Milano și l-am văzut. Am fost în Germania să-l văd pe Randy Newman. Nu contează, știți care mie îmi plac. Normal. Da. Mi se pare absolut normal să da, fac. Da, absolut, absolut. Așa. Eu ce voiam să atrag atenție e că omul cânta și la 80. Da, cânta atât. Atât mi-am permis să sugerez. Mm. Ok. Deci peste 20 de, peste 20 de ani? <laughs> Poate ei. <laughs> deci ah. anii... păi sigur da. nu o să poată să țină spectacolul atât. Că peste 20 de ani sigur o să facem pipi mult mai des. <laughs> Bine. Ce? Iar ți-a ți fost adresată? Te tot mă aștept la orice de la asta. Dai seama că... Deci, dacă face cineva pipi e clar că ești tu. Nu, nu. Eu zic eu. Nu, A, vreau să da? mă bag la Eu. Să cadă pe mine. Dacă aici, aș Abia aștept să văd ce o să fie pe scenă. <laughs> nu, Am bine, bine. că există pe împărși pentru adulți, nu cred că e Oricum, vă așteptăm la sala Palatului. Să nu uităm esențialul. Nu, nu da. pe, pe 26, 26, 26. 26, și pe, și pe 27 martie. martie. Mai așteptăm sunt bilete doar la doar pentru 26 la sala Palatului și sperăm să vă facă plăcere reîntâlnirea cu noi și să, vă, să vă simțiți bine împreună cu noi. de-aia vin noi... oamenii, ce mai baște textul ăsta cu ce? plăcerea, de-aia vin oamenii că le face plăcere. reia, re, re, te rog frumos, Haide, concentrează-te. Adică să... Rea de la început. Tu. Nu, că eu am râs <laughs> nu, nu, e poate. râ. Te rog frumos, este râs. Bine. Eu nu, eu aștept pe ei să reia. Nu, dar nu e râ, că la, oh, la, la nu e râ. Nu, Sa e la râ. palatului. E, cu D, el e cu de. Ța, de unde vin? Eu o țadă, e țadă de <tot. laughs> Deci, Alexe, deci, o așteptăm drag. cu, drag, -o cu drag. drag pe 26 și martie și 27 martie la sala Palatului și abia așteptăm să ne reîntâlnim cu băieții. Să ne cu voi. reîntâlnim cu zâmbetul pe E bine? Da. Reîntâlnim, să da. spunem, Cu zâmbetul da? pe buză. <laughs> Acestea fiind zise, ștafeta e la voi. Ne vedem neapărat mai jos, în secțiunea comentarii. Sunt Andi Moisescu. Mă înclin. Voie bună!